Președintele rus Vladimir Putin a promulgat ieri o lege care interzice folosirea cuvintelor vulgare, mass media, filme, cărți, piese de teatru, spectacole, concerte și opere de artă. Conform actului normativ, experții în filologie sunt cei care vor decide de la caz la caz dacă termenii sau expresiile folosite au un caracter vulgar și trebuie sancționate. Nerespectarea interdicției va fi sancționată cu amenzi de 2.000-2.500 de ruble în cazul persoanelor fizice, 4.000-4.500 de ruble pentru cei care dețin o funcție publică și vor ajunge la 40.000-50.000 de ruble pentru persoanele juridice. Legea se aplică inclusiv în cazul spectacolelor culturale, artistice și de divertisment. Cât despre filmele care conțin cuvinte grosolane, actul normativ interzice acordarea autorizațiilor pentru difuzarea acestora în cinematografe. Putin n a mai promulgat în urmă cu un an o lege împotriva folosirii cuvintelor vulgare mass media scrisă și electronică. Pentru folosirea unor astfel de termene, agenției de știre Rosbalti s-a retras licența. Însă unii consideră că este vorba de fapt despre o răzbunare politică pentru a reduce la tăcere această voce critică la adresa Kremlinului.